Cristi, m-a ajuns să-mi caut o mașină. Ce buget ai? Păi, până în 5.000 de euro. Țais. Bă, la banii ăștia mai bine tu ești pe un site de angajări. Mașină pe site de angajări? Nu, de 5.000 nu-ți iei mașină. Dar îți găsești un job unde o să primești o mașină de serviciu. Gândește-te. Nu plătești asigurare, nu plătești combustibil, te doare în bască de reparații. Doar beneficii. Zici tu ceva? Următorul vă rog. Știți că postul vine și cu o mașină de serviciu? Da, scria în anunț, nu am observat acum, mă scuzați. Dar e un bonus până la urmă. Trebuie să întreb, ați avut antecedente în trafic, situații, întâmplări? Nu, nici vorba. Adică vă spun, am permisul de 10 ani și n-am avut un accident, o zgârietură, un punct de penalizare, absolut nimic. Ar fi totuși un mic defect, conduc exagerat de încet. Adică, nu, prietenii mă și iau la mișto, îmi zic, melcule. Dar nu, eu zic că mai bine încerc și sigur decât să risc aiurea. Și nu, ăsta e un principiu, eu nu mă pot abate de la el și sper să înțelegeți treaba asta, nu am cum să mă schimb. Și cu ce te ocupi? Am o firmă care are mai mulți angajați și nu, cum creștem, ne luăm mașini și din astea. Ah, foarte tare. Da. Deci asta e foarte faină. Ah, da, asta e a doua mașină personală. Mi-a luat un SUV să nu mai am stres cu gropile și cu astea pentru liniștea mea. E mare și spațioasă. Da. Dar nu cred că m-aș descurca să o conduc. Cum nu? Hai la volan. Serios? Da, hai. Și dacă lovesc? Bine, e mașină, domn, ai bine treabă, știi? Ne stresăm pentru din astea. Vibra masajul, hai, tare. Ai, ce bine stăm curbe. Mă surprinde și pe mine. Mersi și eu. Bă, tu știi cum s-a uitat la mașină? Asta e cașa mea, mă. Tura viitoare mă duc direct la ea acasă. Un mincinos nesimțit. A venit cu mașina de la serviciu și a zis că e a lui. Da, am văzut cum lua gropile. Poate așa e el mai agresiv în trafic. Și-a făcut și plinul la benzină. Mă lași? Dar poate ai dat și tu peste unul cu bani. I-am vărsat cafea pe scaun și nu s-a enervat deloc. Clar nu e mașina lui.